Competiția națională de descarcerare și de acordare a primului ajutor calificat a debutat astăzi la Târgu Mureș. Inspectoratul pentru situații de urgență Horea al județului Mureș găzduiește timp de 3 zile competiția care adună echipe din întreaga țară. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Sănătății, precum și cei ai inspectoratelor pentru situații de urgență din toate județele, au fost prezenți la festivitatea de deschidere. Nu văd de ce a instalat de mult domnul Teamu ca să vină toți comandanții aici, pentru că am văzut că este o pregătire deosebită și vreau să susține, pentru că noi suntem și vom fi și am fost în slujba cetățenilor, dar nu am reușit să facem nimic dacă autoritățile nu ar fi alături de noi. Ori aici văd că, într-adevăr, autoritățile sunt mână în mână cu inspectorul din situații de urgență. Târgu Mureșul găzduiește începând de mâine competiția națională, iar istoricul SMURD și al Inspectoratului de Situații de Urgență a avut un mare rol în alegerea locației. O localitate sau o comunitate se organizează la acest concurs, pentru că ei au fost cei care au avut curajul să calce pe pământ nepădătorit, să taie răstărișul des al conservatorismului propriu poporului român, pentru că de puține ori românii se gândesc. Centrul orașului a fost în plină vervă, exerciții demonstrative, activități de informare publică și expoziții de tehnică ale pompierilor, armatei și jandarmilor au atras sute de târgumureșeni. Ce ai văzut astăzi aici? Armă, am văzut armă AK-47. Asta ți-a plăcut cel mai mult? Da. Armele. Uniformele și munca? Da. Și mascații, și jandarmeria. Lucrezi în astfel de loc? Da, la jandarmeria. Să fii polițist. Am văzut armii. Vrei să devii și tu să lucrezi în armată sau la jandarmerie când o să fii mare, ori pompier? Aș vrea să fiu soldat. Startul competiției va avea loc mâine, începând cu ora 8:30, în parcarea unui centru comercial Târgu Mureșean. Fosta baracă SMURD va fi transformată în centru de instruire. Viitoarea destinație a clădirii care în trecut a găzduit SMURD Mureș va fi schimbată începând cu această toamnă. Anunțul a fost făcut sâmbătă de către secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Raed Arafat. Finalizăm centrul de instruire, ce am zis, care este în vechiul sediu al Unității de Primire Urgență din Mureș. Este un centru de instruire foarte modern pentru medici, asistenți, paramedici, care multe din fondurile obținute pentru el sunt din donații. Centrul va fi inaugurat la începutul lunii octombrie. Deci prin octombrie sperăm să deschidem complet centrul de instruire nou, care are mai multe, să zicem, nivele de pregătire pentru toate categoriile personalului de urgență. La centrul de instruire găzduit de fosta clădire de primiri urgențe va avea acces și personalul care nu face parte din structurile Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare. CFR Călători anunță modificări temporare în circulația trenului care pleacă din Târgu Mureș spre Timișoara și viceversa. Astfel, în zilele de 28-29 și 29-30 august, trenul Târgu Mureș-Timișoara Nord se anulează, la fel ca și trenul Timișoara Nord-Târgu Mureș din zilele de 28 și 29 august. Motivul anulării și modificării programului trenurilor îl reprezintă efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară între secțiile Ilia-Lugoj, lucrări care afectează o serie de plecări ale trenurilor. Pentru informații actualizate cu privire la mersul trenurilor, călătorii pot intra pe pagina de internet a companiei www.cfrcălători.ro, pot suna la numărul de telefon 021 9521 sau se pot adresa direct personalului CFR din stații.
Târgul Cărților de Istorie vine la Biblioteca Telechi. Începând de joi, 29 august, de la ora 13, Curtea Bibliotecii va găzdui vernisajul dedicat cărților istorice. Expoziția unică în țară este organizată de Fundația Telechi Teco și Biblioteca Telechi Boioi și va aduna la un singur loc 15 edituri care se prezintă atât cu cărți de specialitate, cât și romane istorice și lucrări de popularizare pentru copii din domeniul istoriei. Târgul are scopul de a menține viu interesul pentru lectură și le oferă Târgu Mureșinilor posibilitatea de a fi la curent cu rezultatele celor mai recente cercetări istorice. Pentru cei mici, biblioteca a pregătit un atelier în care aceștia vor avea ocazia să încerce fabricarea hârtiei și crearea de gravuri cu ajutorul restauratorului bibliotecii Telechi. Târgul tematic cuprinde și concerte susținute în aer liber. Joi va concerta formația Covirag, iar vineri publicul va putea audia corul Nod Ișvan. Târgul debutează joi de la ora 13 în curtea bibliotecii Telechi Boioi. Cel de-al șaselea străin a semnat cu BC Mureș. Este vorba de jucătorul american Tyron Mitchell. Președintele clubului, Cornel Lungu, a declarat ieri că BC Mureș a semnat deja acordul cu acesta. Tyron Mitchell are 32 de ani, 185 de centimetri înălțime și 84 de kilograme, iar cariera sa sportivă presupune evoluții doar pe teritoriul României, mai exact 100 de meciuri disputate. Ultima sa echipă a fost Farul Constanța, însă a debutat la CSM Oradea și a continuat la SCMU Craiova și Gazmetan Mediaș. Basketbalistul a revenit în România după turul ediției trecute și a jucat pentru Farul 21 de partide. A avut medii de 9,7 puncte, 4,1 recuperări, 3,7 pase decisive și 10,1 la eficiență în 33,46 minute jucate pe meci. Are un procentaj de 41,3% la aruncările de 2 puncte și 30,1% la cele de 3 puncte. Tyron a participat de 2 ori la Cupa României când juca pentru Craiova. Fundașul urmează să ajungă joi la Târgu Mureș și ar putea participa chiar în primul meci de verificare de sâmbătă cu Timba Timișoara. Amicalele din acest weekend se vor disputa în sala sporturilor din Târgu Mureș, vineri, începând cu orele 19 și sâmbătă de la ora 17. Intrarea este gratuită.